În ultimele săptămâni, luptele dintre Israel și Hezbollah au escaladat, sporind temerile privind un nou război în regiune, în condițiile în care continuă luptele în fâșia Gaza. Recent, armata israeliană a anunțat că a aprobat planurile pentru ofensivă în Liban împotriva milițiilor radicale. Another war between Israel and Hezbollah could easily become a regional war with terrible consequences for the Middle East. And so diplomacy is by far the best way to prevent more escalation. So we're urgently seeking a diplomatic agreement that restores lasting calm to Israel's northern border and enables civilians to return safely to their homes on both sides of the Israel-Lebanon border. Și Organizația Națiunilor Unite a avertizat că un eventual război între Israel și Hezbollah ar putea să fie mai devastator și cu mai multe victime, comparativ cu conflictul din fâșia Gaza. Hezbollah este considerată cea mai puternică organizație paramilitară din lumea arabă și este puternic susținută de Iran. De la începutul războiului din fâșia Gaza, milițiile islamiste din Liban au lansat mai multe rachete asupra Israelului, care la rândul său a răspuns cu bombardamente asupra instalațiilor Hezbollah. Zeci de mii de oameni de la granița dintre Israel și Liban au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.